Bună dimineața! Ce poate fi mai deranjant sau supărător decât o durere de gât în plină vară? Dar trebuie să recunoaștem că destul de des ne ciocnim cu asemenea situație. Și mai dramatic este faptul că de cele mai multe ori, cei care fac angine vara sunt copiii. De ce se întâmplă acest lucru și cum să ne protejăm de o astfel de situație, ne explică doamna doctor Oxana Guler, medic pediatru. Chiar observăm o tendință vara că crește incidența copiilor care suferă de amigdalită acută și explic de ce. Pentru că deci vara copiii sunt supuși la temperaturi destul de înalte, da? Peste 30-35 de grade și în dorința de a ne răcori, da? Supunem organismul unui stres, da? Pentru că noi fiind supraîncălziți, da, consumăm ceva rece, fie înghețată, fie o băutură răcoritoare, da? Deci decalajul ăsta între temperatură este destul de mare, da? Și ce se întâmplă în asemenea cazuri? În asemenea cazuri, deci țesuturile, deci care sunt supuse, organele care sunt supuse la temperaturi mai reci decât temperatura corpului, deci își dereglează funcția, adică se dereglează imunitatea, da? Și respectiv putem avea și îmbolnăviri din această cauză. Nu anume înghețata este de vină, dar oricare produs care deci este mai rece în acest timp călduros anului. Apa care o consumă copiii în perioada caldă, deci trebuie să fie de temperatura corpului, da? Deci 36 de grade, așa, 35-36. La fel și înghețata, nu trebuie să le oferim foarte rece, imediat scoasă din frigider, dar un pic iarăși încălzită, da? La fel și băuturile răcoritoare, adică toate să fie, zicem așa, calde. Chiar dacă sună bizar să te răcorești cu ceva cald când afară e caniculă, studiile în domeniu arată că anume alimentele și apa care au între 20 și 27 de grade Celsius reușesc să vă asigure un confort termic în asemenea condiții. Și apropo, luați exemplu de la popoarele care locuiesc în deșert. Ele de mii de ani se răcoresc cu ceai călduț. Nu puneți la încercare propriul organism și nici pe cel al copiilor. Iar dacă tot vor o înghețată, lăsați-o să se dezghețe măcar un pic. Cu toții știm că așa e mai delicioasă, nu? O vară frumoasă în continuare!